Тишина. Avem onoarea să avem alături de noi oaspeți de seamă din Ucraina și din Republica Moldova, reprezentanții administrației publice locale din raionul Ovidiopol, Cetatea Albă, Avangard, Gola Pristani, Ren, raionul Iadoveni, Clicova, Ceadăr Lunga, Capaclia. Alături de noi sunt și reprezentanții ai Consiliului Județean Bacău, instituția prefectului Bacău, consilier local, consilier județeni, funcționari din primăria Târgu Ocna. Deputată miestne în nas, deputată Bacău, județea, președintele Bacău, județea. Uiesa, da? Uiesa. Vă mulțumim și suntem onorați că sunteți astăzi alături de noi pentru semnarea, într-un cadru festiv, a înțelegerilor de cooperare între județul Bacău și raionul Ovidiopol, Ucraina, precum și între orașul Târgu Ocna și două orașe din Ucraina, Gola Pristani și Ren. Invit la prezidiu pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Tonin Brașoveanu, și pe domnul președinte al Consiliului Raional Ovidiopol, domnul Vladimir Levciuc. Pentru început, vă rog să vă ridicați pentru a intona imnul de stat. Vreau să-mi Ovidiopol, regiunea Odessa din Ucraina, denumite în continuare părți.
având în vedere relațiile de prietenie și colaborare între autoritățile administrației publice din România și Ucraina, în dorința de a dezvolta relații de colaborare și prietenie bazate pe respect reciproc, sprijin în soluționarea unor probleme de interes comun, încredere și egalitate, în vederea creării oportunităților de cooperare în domeniile social, economic, administrativ, cultural și educațional, luând în considerare voința comună exprimată de părți, au convenit următoarele. Colaborarea permanentă în domeniile culturale, științifice, artistice și sportive, identificarea programelor de dezvoltare turistică, crearea de asociații de prietenie și organizarea vizitelor reciproce între locuitorii județului Bacău și locuitorii raionului Ovidiopol din Ucraina, asumarea eforturilor necesare în vederea promovării prieteniei și relațiilor de colaborare între comunitățile celor două părți, participarea de delegații la sărbătorile tradiționale din cele două unități administrativ-teritoriale, organizarea de manifestări în comun cu scopul evidențierii spiritului și tradițiilor comunităților locale pe care le reprezintă, realizarea de programe de colaborare între tineri cu scopul promovării spiritului de libertate și prietenie la nivelul comunităților locale, promovarea relațiilor economice în avantaj reciproc. Semnează pentru Consiliul Județean președinte domnul Sorin Prașoveanu, pentru raionul Ovidiopol președinte domnul Vladimir Slefciuc. Mergi și fără... Da, sau o lumină. Microfon. Sunt destul de mici. Un moment, domnule primar, domnule președinte, domnilor președinți, domnilor primari, domnule deputat, un moment emoționant astăzi pe care noi l-am concretizat prin semnarea acestui acord de cooperare și colaborare. Важный эмоциональный момент. Сотрудничество подписали. Очень важный. Și vreau să mulțumesc în primul rând ambasadei României de la Odessa, căci au organizat посольство României în Odessa. Excelenței sale, ambasadorul Emil Grabcea, care astăzi este reprezentat aici prin domnul consul economic al ambasadei, domnul Valentin.
pentru deschiderea și pentru toate demersurile pe care le-a făcut pentru a avea loc această întâlnire acum câteva luni de zile, 10 luni de zile undeva în noiembrie, și domnului primar Ștefan Șilochie. Vă blăgătam generalul consulul Rapcei Emiliu și gospodin Constantin, care se представляє консульство Румынии в Одессе, и нашему мэру, который принял нас, все его знали, господин Шилохи. Datorită dumnealor, eu au fost puntea de legătură și am reușit să punem pe hârtie câteva din gândurile noastre, din domeniile de colaborare de interes reciproc. Потому что все, что мы добыли, это благодаря нашему мэру, господину Штефану. Și vreau să mulțumesc consilierilor raionali din raionul Ovidiopot și consilierilor județeni de la Consiliul Județean Bacău, care au validat această cooperare. Благодарим депутатов, которые поддержали и сторону украинскую, и румынскую. De asemenea, Ministerul Dezvoltării, Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Dezvoltării și Economicii și... Inostranului. Pentru ca noi astăzi să putem semna acest act, a fost nevoie de aceste proceduri, de aceste aprobări, de aceste validări, de hotărârea Consiliilor Raional și Consiliul Județean, iar noi astăzi am îndeplinit practic o formalitate de a semna acest act în mod oficial. Da. Благодаря просто всем им. Мы сегодня подписали официально очень важный документ. Noi am discutat deja câteva din domenii și de interes. Aș dori, așa cum am discutat și cu președinții din raioanele din Basarabia, prin actele noastre de înfrățire, încheiate sunt 4 la număr până în acest moment. Că se pot citări o nasă la podpisarnia. Vreau să-l salut aici pe domnul președinte prezent de la raionul Ialoveni. A fost chiar primul din cele 4 în care am semnat acest act. Из первых вот представитель Ялавен, председатель. Domnul Vladimir, am dorit ca până la finalul anului să putem încheia concret câteva din proiectele noastre pe care, așa după cum bine știm, ele au nevoie și de o susținere financiară. Dacă în seara goza, hătea cu parul proiectă, știu de vestit domnul. Lângă nevoile și domeniile de interes comun, să stabilim prioritățile, să stabilim ce putem face concret noi în acest acord de colaborare. Ca în 2019-2020 să putem concretiza câteva din aceste proiecte. Da, несмотря ни на что, мы постараемся решить хотя бы два вопроса до конца года, совместно довести до конца. Domnul primar, mulțumim mult pentru găzduire și pentru faptul că sunteți oarecum nașul la multe din actele de întreținere și a reușit să ne adunați așa aici, în orașul stațiunei Târgu Ocna. Să mulțumesc consilierilor locali pentru deschiderea pe care o arătat-o de fiecare dată și să fie un început bun. Să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc. Уважаемый мэр, пани Топановы, мне украинский как? То есть лучше русский, да? Мне очень приятно сегодня второй раз уже на румынской земле встречаться с представителями официальной делегации и хозяевами Sunt foarte onorat a doua oară în România. Sunt foarte onorat să ne întâlnim cu
cu prieteni, cu oficialități la care am reușit întrebări, să le rugăm să semnăm acte importante. Ucraina последние годы избрала для себя курс в Европу. Но одно дело – это государственная политика, а другое дело, когда она поддержана на местном уровне побратимскими связями между населенными пунктами, районами, городами. Украина в этом году шарлес дирекция европеяна. Nu avem în vedere politica de stat, dar întrebările care putem să le rezolvăm la nivel de județe, la nivel de orașe, să rezolvăm ceva pentru localitățile noastre, ocolind politica mare sau... Жизнь доказала, что наиболее тесные и продуктивные связи – это именно есть народная дипломатия. То, что исходит от нас, от нашей души, от нашего желания с друг другом вместе работать, развиваться, достигать новых целей. Да, при паркурсе содемонстрат, тот уж чем я плата не суфлет, серезло в Андребер, не могу, что дипломация популяр, адика дентри попор, ну, директ, адика директ, дентри национальный. Сегодня мы, руководители, сделали только первый шаг. От сидящих здесь в зале, от депутатов и тех, кто проживает у нас в Украине, будет зависеть, насколько этот шаг действительно будет иметь продолжение и даст результат. Да, астăzi s-a făcut numai primul pas, dar toți așteaptă de la pasul ăsta rezultate frumoase și pozitive. Поэтому я хотел бы пожелать всем нам, чтобы то, что произошло в этом зале, не осталось в нем, а действительно вошло в жизнь наших регионов. Да, ведь дорим, как те, что он там платят за сало, а стас море мы на сало, да смертный дезволтари пентру национальный мастер, пентру попору носу. Бог так определил, что мы с вами соседи, и как бы ни изменялась ситуация, нам все равно жить вместе. Поэтому давайте вместе строить счастливую жизнь для наших граждан. Да, вот так было Dumnezeu, ca să fim vecini, și de-aia e păcat să nu trăim într-o prietenie, într-o colaborare frumoasă și să ne luptăm pentru dezvoltarea viitorului. Спасибо за понимание и плодотворной работы в дальнейшем. Да, вам мультимедиа. În semn de respect și onoare pentru ceea ce am astăzi aici. Aici, împreună cu domnul președinte, vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Popescu și dragi doamna Consiliul Județean Ivanov, aici, vă rog să primiți stema județului Bacău. Iată, aici reprezentată prin muntele de sare. Da, da. Спасибо. Я уверен, что она будет не в архиве, а и не в музее, а в рабочем кабинете, как постоянное напоминание о необходимости вместе работать. Помните, сутра на сутки мы состоянием сделал, сау он дева достойный бюро и мунка, он не делался, а сын энергия позитива, Dezvoltare. Aici să știți că sunt câteva din produsele tradiționale. Asta e făcută de mâna mea, să știți, am cazan de țică și o țuică din clonă de la mine de acasă și aici făcut de soție. Cu ceață de cine și amare. Богат, чтобы сам производить, поэтому буду дарить то, что производит наш. Я не попробую.
здесь еще сувениры. И самое главное сейчас, если можно, дать картину. Diferite suveniri, ceva, o tărie bună, dar cel mai important pentru că dumneavoastră cu amintiri frumoase pentru. Я вообще по образованию историк, поэтому вот, имею такую тягу к прошлому. И специалитет для меня есть историк, шарю в аттракции, чтобы прийти в Крым. Хотел подарить картину человека, который 2000 лет назад объединил в какой-то степени наши две страны, которых тогда еще не было. Да, теперь вспомни, как 2000 лет назад, а сейчас он унит цели нашей. Atunci cum era, adică locurile noastre. Publia Vidii Nazon был изгнан из Рима в город Тамар, нынешняя Констанца. A fost din Rim aruncat în Constanța. Ну, а наш район носит его имя Овидиопольский в честь Овидия. Se numea Ovidiu, de aia și Ovidiopol. Astăzi se numește în memoria cinstea. Поэтому продолжим традиции высокой истории. Mulțumim pentru acest colac și noi promitem că vom aduce sare de la Târgovna, cea mai gustoasă sare din Carpați și din Europa. Еще тут можно сказать, что по количеству побратимов Тербу-Окна скоро будет столичные города доставать. Столько у него уже с каждым днем все больше и больше, так? Да, значит, Тербу-Окна у Садевина, как и деграба, у Садевина урашу капитала, а урашу ворон фрацити. Официальную часть выполнила глава администрации. У нас теперь есть официальный договор о сотрудничестве между районами. Да. Притяния и дезвольтаря официала три района. Я представляю депутатский корпус, который знает, что я уже нахожусь здесь. У меня президент корпус, депутации. Для Овидиопа. Действительно, и ваш мэр был в авангарде Овидиополе. И то, что сказал Владимир Владимирович, думаю, что дружба наша усилится между нашими и странами, и районами. Теперь уже и как Тырго-Окна привел район в Овидиополь, так авангард привел Овидиопольский район к вам. Да. Deci, dumneavoastră convins că o să transforme prietenia într-un nivel foarte important pentru țările noastre, pentru orașele noastre. Pentru cum a adus Târgu-Ocna, a adus județul la Ovidiopol, așa avangardul a adus Ovidiopol la Avangard. Nami сегодня депутаты Авангарда, вот они здесь. Да, sunt reprezentanți de Avangard, deputați. Eu privesc la mera Сергея Хрустовского. Mari salutări de la domnul primar de la Avangard, domnul Сергею. Ну, все берут и браво, удачи, нам очень вас нравится. Да, я рад, сладкий бонни. Urmează semnarea protocolului de înfrățire între orașul Târgu-Ocna și orașul Ren din Ucraina. Îl invităm pe domnul primar.
și orașul Ren, Odessa, Ucraina. Autoritățile locale din orașul Târgoviște, județul Bacău din România și orașul Ren, regiunea Odessa din Ucraina, devine în continuare părți. Fiind de acord să stabilească relații de cooperare între cele două orașe, dorim să deschidă noi posibilități pentru realizarea de schimburi de experiență în domenii precum administrație publică locală, învățământ, cultură, sport, turism, protecție socială, economie, potrivit atribuțiilor de care dispun, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Ucraina, au convenit semnarea înțelegerii de cooperare care are de scop dezvoltarea relațiilor de prietenie între cele două orașe în domenii de interes comun, considerând că acestea sunt reciproc benefice. Semnează primarul orașului Târgovna, domnul Ștefan Șilochi, primarul orașului Red, domnul Igor Plehov. Что у нас сегодня совершилось это событие. Мы в Рене также подписали договор о сотрудничестве. Расскажу предысторию. Все великие дела у нас, оказывается, делаются на кухне, на маленькой кухне за стаканчиком вина. Sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi să încheiem acest contract de colaborare cu orașul Târgu Ocna. Vreau să vă povestesc de unde a apărut ideea, cum se spune la noi, adică a apărut la bucătărie, când suntem la masă, la un pahar de vin. Vreau să aduc mulțumiri domnului Ivan Stroia. Da, является другом. Ну, город Ренин, с города Ренин начинается Украина. Хочу поблагодарить нашего президента, губернатора. Действиями мы сделали дорогу. Я вижу, что даже голая пристань ехала через нас. Vreau să aduc mulțumiri domnului președinte al Ucrainei, domnului consilier județean al orașului Odessa, pentru că, cum s-a văzut, s-au făcut drumurile, chiar și colegii noștri de la Gola Pristani au văzut și ei chestia asta. Я очень рад, что я не единственный человек, у нас сегодня авангард, Ивдеополь, Голая Пристань. Мы видим, что мы объединяемся всегда, прежде чем покупают квартиру, выбирают соседей, говорят. Sunt foarte bucuros că nu sunt singurul din Ucraina, că sunt colegii mei alături din Avangardul Videopol și cum se spune înainte de când nu cumpiri apartamentul, nu cumpiri casa, dar trebuie să cumpiri de întâi vecinii. Благодаря primarul нас соседи сильные, нормальные, гостеприимные, нам очень понравилось. Думаю, что не последний раз мы приехали. Каждый из нас увезет, наверное, щепотку соли, чтобы дома показать, что такое соль действительно настоящая. Vreau să aduc mari mulțumiri domnului primar Ștefan pentru această călduroasă primire aici, la Târgu Ocna, și cred că nu este ultima dată când venim, nu prima și ultima, și fiecare din noi va aduce acasă de la Târgu Ocna câte o leacă de sare pentru fiecare familie sa. Ну,
очень большое спасибо вам. Este emoționant acest moment. Brașul Târgovna este înfrățit cu mai multe orașe din Republica Moldova. Это очень волнительный момент. Сегодняшнее подписание данных соглашений. Город Târgovna, город побратим не только с одним городом украинским, так как вы уже знаете, это четвертый договор. Cu cinci orașe din Moldova. В том числе и Молдова. Cricova. Și mulțumesc domnului primar că astăzi ne-a onorat cu prezența. Cu Milești Mici, domnul primar, acum este președintele raionului și mulțumesc la prezența noastră. Capaclia. Unde este Capaclia? Capaclia. Nu. Capaclia nu este din Găgăuzia. Cu orașul cea de lungă din Găgăuzia. Sunt prezent aici, vă mulțumesc foarte mult, domnului viceprimar. În nord suntem cu Edinețu, n-a putut să vină domnul primar, dar ne-a transmis salutările dânsului. Și Severne Moldova, cu городом Edineț, cu сожалению, городской голова не смог сегодня быть рядом, но он нам передал теплый привет. În Ucraina. В Украине. Primul oraș cu care ne-am înfrățit este Cetatea Albă. Și doresc să-i mulțumesc domnului Vitali, pe care îl invit aici alături de mine, președintele Asociației de Prietenie Ucraina-Română. Vitali! Nu a fost ușor, când am început, a fost propusă de 3 ore în Consiliul Orășenesc. Dar am insistat și am reușit. A doua localitate a fost Avangard, lângă Odessa. A treia localitate, și mulțumim Avangardului cu care pentru noi. A treia localitate a fost Zatoka. Și trecând tot timpul prin Rei, am încercat de mai multe ori. Să ne înfrățim. Și sigur, prin nașul mare, domnul Stroie, a reușit să ne facă această întâlnire cu domnul primar. Și sigur că domnul primar a acceptat și mulțumesc foarte mult. Trebuie să mulțumesc de asemenea consulatului de la Odessa, domnului consul general Rapcea și domnului consul economic care astăzi este alături de noi. Хочу поблагодарить консульство Румынии в Одессе, а также генерального консула Эмила Рапчу, а также консула по вопросам экономики. Președintele regiunii Odessa, unde am fost primiți cu o delegație de la noi, și de asemenea trebuie să mulțumesc în al preasfinției sale arhiepiscopul Agafanghel, care a donat orașului Târgu Ocna moaștele Sfintei Varvara, care sunt în mina Salina, în biserica Sfânta Varvara. Am avut schimburi culturale, formațiile de la noi au fost la Cetatea Albă, au fost la celelalte localități din Moldova. Am avut culturni admin, toți nași colectivi були в Белгороді, Дністровське. De asemenea, ați văzut că în plan religios au fost delegații de preoți la Ucraina. В религиозной сфере, то есть делегации батюшек. Dar cel mai important lucru pentru orașul nostru, că din cei 256.000 de turiști pe care am avut anul trecut, cu 20% mai mulți decât am avut cu un an înainte, 20% mai mulți decât am avut cu un an înainte,
vaccinați, stăm gătiți. 25% din turiști sunt din Ucraina și din Republica Moldova. 25% din них это были туристы из Украины и из Республики Молдова. Și noi ne-am propus ca acest procent să ajungă la 37%. Trebuie să mulțumesc, domnule președinte Sorin Brașoveanu, care a fost tot timpul alături de noi. Și atunci când ne-am propus, înfrățirea cu Raionul Oviedopol, domnul s-a acceptat și a reușit să treacă prin Consiliul Județean această înfrățire. Cum a trecut și celălalt cu Republica Moldova. Noi vă așteptăm cu mare plăcere în Târgu Ocna. Și sunteți oricând primiți la frații dumneavoastră din Târgu Ocna și din județul Bacău. Noi всегда primiți frații mei din Târgu Ocna și oblasti Bacău.
Дорогие друзья, дорогие приятели, мне сегодня ну, особенно приятно быть в очередной раз в городе Тервокна. Прежде всего хочу передать привет и слова искренней благодарности генеральному консулу Румынии в городе Одессе господину Милу Равча. Генерал Эмил Рапча, консулат Румынии и Одесса, который нас познакомил с доном примаром. Карина Кукуноштинце к дому Штефан. И сегодня, собственно говоря, благодаря его вмешательству, да, мы сегодня подписываем эту угоду. Астазь даторите домнулу Эмилу, мы НКМ часто коллаборали. Город Олепристань есть бриллиантом юга Украины. Орашул Голая пристань есть диамантул регионе Одесса. Херсонской области. Херсонской области. Регионе Херсон. И многие, кто был, и господин Домпримар были у нас в гостях, смогли в этом убедиться. Чи то, с чей каре Афост планує Москвити, а вот посвятать Одессу Комбинджи, то есть диамант. Я очень рад, что сегодня город Тервокна вышел за пределы Одесской области и сегодня уже достигли южных пределов, да, Украины, это Херсонщина. Сум фарти бокурос к урашу Тервокна еще один дехотарили регионе Одесса, ши астез, адика сама амайопарутен ураш, один регионе Херсон. У нас очень такие давние традиции, фестивальные традиции в городе. И все, кто бывали у нас на фестивалях, а мы проводим два фестиваля, это национального творчества Купальские Азори фестиваль и Кауновый такой интересный очень фестиваль, который также проходит в городе Голая Пристань. Урашул Голая Пристань есть реномит прин программу Сау Культурал, который се петречен в Ураш. Это сон два фестивала реномите. Приму фестивал есть фестивал Дина Ивана Купала, как Марфила, но и Сензиенеле. Доля фестивал есть фестивал Харбужилор. Поэтому нам есть чем поделиться, и уверен, что городу Тервокна и Румынии есть поделиться чем с нами. Мы с удовольствием привезем в следующий раз после подписания этого года, привезем своих детей, которые у нас имеют мировые, ну скажем так, европейские заслуги. Есть танцевальные коллективы у нас, есть музыкальные коллективы, которые вызнаны сегодня в Европе. Но я объем foarte multe colective renumite și vom face data următoare un schimb cultural cu colectivele noastre. Vor veni aici și invers, Târgu Ocna este invitat la noi. И уверен, что благодаря культурным таким связям наша дружба будет только крепче. Și sper că datorită acestor relații culturale prietenia noastră va deveni tot mai strânsă. Поэтому приглашаю всех в город Голую Пристань, прежде всего, господина мэра. Îi mulțumesc domnului primar de la Gora Pristan că a acceptat, a venit astăzi la Târgu Ocna. A durat cam mult aprobarea de la Ministerul Dezvoltării și de la Ministerul de Externe, dar a ajuns până la urmă aceste aprobări și la Târgu Ocna și am reușit să semnăm astăzi. Хочу поблагодарить господина городского голову из Голой Пристани. Немного долго длилась процедура с согласованиями из Министерства развития, но все же в итоге все разрешилось. Орашул есть на 250 километров от Одесса. Город расположен на расстоянии 250 километров от Одессы. La vărsarea Dnipru în Marea Neagră, unde gora Dnipru входит в Черное море. Și ne bucurăm că am putut să facem această înfrățire și cu acest oraș, pentru că tot sudul Ucrainei este interesat de zona Târgu Ocna. И мы очень рады, что у нас все-таки получилось подписать соглашение с городом Голая Пристань, так как вся южная зона Украины в сотрудничестве с городом Тербок.
Vă așteptăm cu mare drag, domnule primar, pe dumneavoastră, pe consilierii locali și pe toți cei din Gura Pristan să vină la Târgu Ocna. Noi vă așteptăm un astfel gosteac, iar noi vom merge la dumneavoastră să vă vizităm localitatea. Și vom merge să vedem acele festivaluri de care ați vorbit. Dar vom merge să gustăm și din cel mai bun pește pe care l-am mâncat eu vreodată pregătit la dumneavoastră. A, acolo. Также попробовать самую вкусную рыбу, которую я пробовала у вас в городе. Да, și peștele dumneavoastră a fost atât de gustos pentru că a fost cu sarea de la Târgu Ocna. Da, знаете, что соль не была из Târgu Ocna. Doresc să mulțumesc pentru astăzi la Târgu Ocna s-au putut petrece aceste evenimente, așa cum a spus domnului președinte, domnului vicepreședinte, deputaților de Bacău și senatorilor de Bacău, care tot timpul au sprijinit Târgu Ocna. Și хочу поблагодарить всех, в том числе председателя районного совета, депутатов, заместителя председателя, о том, что они всегда оказывают нам помощь и поддержку во всех начинаниях. Și vreau să salut prezența domnului deputat Pitu Avram aici astăzi. Хочу поприветствовать депутата Петра Абрамова. Și aș dori să mulțumesc în mod special consilierilor locali. И хочу поблагодарить местных депутатов. Care m-au înțeles și atunci când am propus să votat în Consiliul Local. О том, что они меня поддержали, когда я предложил данный проект, они проголосовали за. Vă așteptăm cu toți, pe toți, să mergeți în Parcul Măgura, pentru că festivitățile de astăzi continuă cu programul artistic, dar înainte, la orele 19, la 7 după amiază, astăzi va avea loc pe scena din Parcul Măgura și deschiderea festivă a acestor zile a orașului Târgu Ocna. Vă mulțumesc tuturor, să ne întâlnim cu bine! Înainte, vă oferim cadouri! Хочу подарить знак сегодняшней нашей встречи, подарить тот символ из города Голопристань, дому примару, когда у него будет возможность и время попить чаю или кофе, чтобы вы всегда вспоминали город Голопристань. Vreau să fac o donez un serviz unde este simbolul orașului Golopristan și dumneavoastră când veți savura cafeaua din această cană, să vă aduceți aminte de prietenii dumneavoastră de acolo. Festivitatea s-a încheiat, vă mulțumim foarte mult pentru participare. V-am primit cu multă căldură, cred că ați simțit. Vă rugăm să rămâneți să servim o cupă de șampanie și apoi să mergem în parc. Îi mulțumim și doamnei prefect din raionul Ialoveni, care a fost alături de noi. Și vă mulțumim și dumneavoastră, cetățeni, reprezentanții societăților comerciale din orașul Târgu Ocna, și dumneavoastră, cetățenilor orașului nostru. Mulțumesc!